Bună ziua! Salut prezența reprezentanților presei aici alături de noi, în prima zi a primăverii. Felicitări și dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc cu sosirea primăverii și vă urăm în numele platformei Demnitate și Adevăr tot binele din lume alături de cei dragi aici acasă și oriunde v-ați afla. Prieteni, criza sanitară, socială și economică prin care trece astăzi Republica Moldova, ar trebui să oblige întreaga clasă politică la responsabilitate și înțelegere obiectivă a daunelor ireversibile care sunt zilnic suportate de cetățenii noștri, atâta vreme cât disputa politică a confiscat cu cinism întreaga agendă publică. Reformarea clasei politice din Republica Moldova nu este un moft. Este o necesitate, iar acest obiectiv este împărtășit de fiecare membru al platformei Demnitate și Adevăr. Cu toate acestea, noi suntem cei care solicităm tuturor oamenilor politici să evalueze corect impactul pe care această criză politică îl are asupra mecanismelor sociale și economice care ne guvernează societatea în ansamblul ei. Iată că efectele acestei crize politice nu trebuie ignorate, precum nu trebuie eliminate din orice fel de analiză cauzele acestora. Așa cum este bine să recunoaștem că prețul pe care s-ar putea să-l plătim cu toții poate fi mult mai mare decât suma bunelor intenții politice declarate astăzi public de foarte mulți politicieni. Ori abordările politice corecte trebuie să genereze soluții pentru oameni și pentru țară. În mod concret, este vorba despre o guvernare onestă, responsabilă, profesionistă și obligatoriu pro-europeană. Iată de ce, convinși fiind că politica televizată nu ține de foame și cu gândul la cei care au atât de mare nevoie de decizii responsabile, asumate și imediate, platforma Demnitate și Adevăr atrage atenția opiniei publice și își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situația indexării pensiilor pentru anul curent. Cadrul legal existent prevede că pensiile se indexează de 2 ori pe an, după cum urmează. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituind rata inflației în ultimul semestru al anului precedent, anului indexării, și la 1 octombrie, rata inflației fiind similară cu cea din primul semestru al anului în curs. Prin urmare, în cazul în care nu va fi modificată neîntârziat legislația, reieșind din cifrele oficiale ale BNS, conform cărora în semestrul 2 al anului 2020 deflația ar fi constituit 0,68%, la 1 aprilie 2021 pensiile nu vor fi indexate. Totodată menționăm că sistemul de calcul al ratei inflației în Republica Moldova poartă un caracter discriminatoriu raportat la situația inegală în care se află pensionarii, părinții și bunicii noștri. Astfel, din cei peste 686.000 de pensionari, circa 475.000 primesc pensii sub 2.000 de lei, bani insuficienți pentru a procura produsele alimentare de bază și medicamentele pentru a acoperi serviciile comunale. În acest context, menționăm că pe parcursul anului 2020, anume prețul la produsele din coșul alimentar al pensionarilor săraci a crescut cel mai mult, de la 3,5% la 18,8%, și aici ne referim la produsele alimentare precum pâinea, lactatele, zahărul, ouăle, uleiul vegetal, etc. În concluzie, constatăm că această creștere a prețurilor pentru produsele necesare majorității pensionarilor nu se regăsește în niciun fel în valoarea coeficientului mediu de inflație calculat prin metode statistice impersonale, prin metode matematice deloc corelate cu realitățile curente, crunte pentru pensionarii afectați direct de creșterea prețurilor. În această situație ingrată, Platforma Demnitate și Adevăr a elaborat un concept de amendare a legii privind sistemul public de pensii, astfel încât guvernul să poată indexa pensiile chiar dacă inflația oficială este de sub 2%. Bineînțeles, ținând cont, în primul rând, de creșterea prețurilor la produsele din coșul alimentar a celor mai săraci pensionari. Deputații din fracțiunea Platformei Demnitate și Adevăr au elaborat o inițiativă legislativă în acest sens
Și astăzi proiectul de lege va fi înregistrat în Parlament, iar pe această cale vrem să îndemnăm toți deputații, indiferent de partidele politice reprezentate, să-l susțină. Regretăm enorm faptul că guvernarea nu a rezolvat la timp această problemă majoră și nu a rezervat în buget suma suficientă, necesară pentru o indexare reală, palpabilă pentru pensionari. Pentru a soluționa imperativ problema indexării pensiilor, este necesară rectificarea bugetului până la data de 1 aprilie 2021, rectificare care poate fi operată exclusiv de un executiv cu atribuții depline. Am să-i rog pe colegii mei, Liviu Vov, care este și autorul acestui proiect de lege, împreună cu Alexandru Slusar, să suplimenteze declarația. Bună ziua tuturor! Pe lângă toate certurile politice care se întâmplă acum în Republica Moldova, trebuie să avem grijă și de cetățeni. Și în primul rând, de cei vârstnici. După cum a spus și domnul președinte, peste 75% din pensionari au pensia sub 2000 de lei. Încă în decembrie, când în Parlament a fost prezentat proiectul bugetului asigurărilor sociale, am văzut că prognoza pentru anul 2021 prezenta o indexare cu 0,6% în aprilie și o indexare cu 0,2% în octombrie. De atunci, platforma a bătut alarma și a spus că nu mai putem merge pe această metodă de indexare a pensiilor. Amintesc că această metodă a fost introdusă în lege în 2016, cu anumite modificări mai apoi, dar indexarea pensiilor în baza ratei inflației a început din 2016. Și de atunci ne convingem că acest model nu merge. Acest model în ultimii ani au demonstrat că pensiile nu sunt indexate. Să ne amintim ce s-a întâmplat în octombrie 2020, când pensiile cetățenilor au fost indexate cu 1,07%, iar anul ăsta este și mai rău. Pur și simplu nu vor mai fi indexate. În toată criza, în toate jocurile astea politice, trebuie să găsim consens ca să găsim soluții pentru pensionari. În acest context, platforma DA va înregistra astăzi un proiect de lege care să ajusteze legislația. Astfel ca, în cazul în care rata inflației este sub 2%, guvernul să poată indexa pensiile în baza indicelui prețurilor de consum la produse alimentare și medicamente și servicii comunale în cele care sunt folosite de către pensionari. Despre felul cum se calculează rata inflației la moment și cât de discriminatoriu este aceasta față de pensionari, o să expună domnul Susser. Eu însă vreau să îndemn toți deputații din Parlament. Uitați de jocuri câteva zile și haideți să rezolvăm această problemă. Până la 1 aprilie a rămas exact o lună. Dar în această perioadă CNAS-ul mai are nevoie să facă și calcule. Așa că avem la dispoziție maxim 2 săptămâni pentru a rezolva această problemă. Uitați un pic de jocuri, haideți să rezolvăm problemele cetățenilor. Iar acum, după cum am spus, domnul Susser se va expune care este problema calculului indexării pensiilor la moment și de ce acest lucru este discriminatoriu față de pensionarii din Republica Moldova. Mulțumesc, Liviu. Bună ziua tuturor! Eu vreau să reiterez încă o dată, să fie foarte clar, poate nu toți au înțeles conținutul problemei. Dacă noi rapid acum nu intervenim în legislație și nu rectificăm bugetul pentru 2021, pensionarii, 686.000 de pensionari, dar în primul rând mă refer la aceste 475.000 de pensionari la care s-a referit și domnul Năstase, nu vor primi indexarea pensiilor. Nu va avea loc această indexare. Dar acești 475.000 de pensionari sunt cei care primesc pensiile sub 2.000 de lei. Este sub pragul sărăciei. Asta e situația. Și cea mai grea situație este o adânci
și ea a fost creată artificial din cauza formulei de calcul a inflației. Formula de calcul este discriminatorie, este în defavoarea pensionarilor. Ați văzut, probabil că ați reținut această cifră, că în a doilea semestru anului 2020 a fost constatată deflația de 0,68%, adică pensionarii au rămas datori statului, dacă spunem așa formula actuală. Spuneți-mi, vă rog, iată, aici e modalitatea de calcul inflației din trei categorii, produsele alimentare, nealimentare și servicii. Eu am citit de 10 ori această formulă și vreau să înțeleg cum, dacă la pâine au crescut prețurile cu 3,54%, la fructe cu 4,77%, la produsele lactate cu 4,32%, la zahăr cu 4,54%, la ouă cu 12,25%, cu ulei vegetal cu 18,81%. Spuneți-mi, cum poate fi formulată, calculată inflația pentru pensionarii noștri, astfel încât ei încă să rămână datori la stat? Cum poate fi calculată deflația 0,68%? Da, poate, iată, aici confecție, încălțăminte, combustibil este foarte important pentru pensionari. Nu știu de ce combustibil s-a micșorat cu 8,46%, dar serviciile de transport au crescut cu 10%. Deci sunt niște formule și o bună parte din indici care sunt absolut departe de realitățile pensionarilor. În mod normal, inflația în situația când Moldova este cea mai săracă țară, inflația pentru pensionari trebuia să fie calculată după altă grilă. Dar evident că noi într-o lună nu reușim să corectăm această disproporție, această discriminare. Dar absolut este clar că pensionarii, cel puțin cei 475.000, nu se regăsesc în acest calcul absolut deplasat de realitățile Republicii Moldova. Și atunci e nevoie rapid să intervenim, să modificăm legislația, să permitem guvernului să calcule, să indexeze pensiile, chiar dacă cifrele oficiale arată altceva, luând ca bază indicele de consum de produsele alimentare de cel mai frecvent consum pentru pensionari. Și iată de ce noi am venit cu acest proiect de lege. Cu părere de rău, guvernarea lui Dodon nu a avut grijă. S-a ocupat cu orice pe data de 16 decembrie, numai nu cu ce trebuie. A lăsat de izbelește această problemă. La moment, febrele politice în 3 luni, în afară de platforma, da, niciun partid politic, niciun politician nu și-a amintit de indexare. Este această linie de propagandă, luptele, că peste câteva luni o să avem rai pe pământ, dar până atunci pensionarii ce trebuie să facă? Noi trebuie să intervenim și să facem măcar așa cum fac vecinii noștri. De azi, pensiile în Ucraina sunt indexate cu 11%. La 1 aprilie mai urmează încă o indexare. Adică e formula mai complicată, acolo se e ca bază și creșterea salariului mediu, lucru la care noi ne-am dezis în 2016, adică guvernul care a fost în 2016. Probabil că e cazul să revenim să analizăm dacă putem totuși să schimbăm formula de indexare. Dar la moment este important ca clasa politică repede, săptămâna aceasta, să voteze proiectul propus de platforma DA. După asta e nevoie de guvern plenipotențiar care poate rectifica bugetul, reieșind din sursele posibile, plus realocarea poate din alte surse, astfel încât să fie indexarea în conformitate cu majorarea prețurilor la produsele alimentare, o indexare palpabilă și nu de 1% și nu de 2%, să fie indexarea care se simte tot pensionar. Dacă vrem să continuăm să ne jucăm în aceste jocuri politice, de acord absolut cu ceea ce a spus colegul meu Liviu Vovc, prețul social care va plăti țara va fi unul enorm. Mulțumesc! Dar cum vedeți dumneavoastră că până la 1 aprilie să fie investit în un guvern plenipotențiar, având în vedere ce se întâmplă și ce declarații sunt făcute în ultima perioadă? Exact așa cum s-au spus și colegii mei,
dacă vom continua să facem politică la televizor, dacă vom continua să facem jocuri politice sterile, bineînțeles că nu vom reuși multe, multe lucruri și nu doar cu privire la situația pensionarilor, ci și la cea a fermierilor, a pedagogilor, a medicilor, a altor segmente sociale. Dacă ne dorim cu toții consens politic național pe problemele foarte importante, strigente ale țării și ale cetățenilor, se pot găsi soluții. Important este să se vrea să se rezolve problemele oamenilor și nu doar interesele înguste de partid politice ale unor politicieni și partide din Republica Moldova. Săptămâna trecută ați anunțat că inițiați niște discuții cu partidele parlamentare. Să ne spuneți cu cine ați vorbit și care sunt concluziile. Da, este în spiritul Platformei Demnitate și Adevăr să-și abordeze întâi de toate partenerii, atât în cadrul Partidului Popular European, și vorbesc aici despre PAS, și apoi alte partide pro-europene din Republica Moldova, în special din Parlamentul Țării. Am vorbit și cu cei de la Partidul Democrat și, bineînțeles, continuăm să discutăm cu societatea civilă, cu mediul de experți și cu partidele pro-europene extraparlamentare, astfel încât să putem fi pregătiți în orice clipă pentru a avea înțelegerea faptului că pentru a rezolva problemele stringente ale oamenilor e nevoie de un guvern plenipotențiar. Repet, Platforma Demnitate și Adevăr militează pentru alegeri anticipate, rezolvate sau organizate în mod constituțional, legal, corect, și cea mai scurtă cale a fost propusă de către Platforma Demnitate și Adevăr. Atâta timp cât politicienii, partidele politice vor continua însă acest circ televizat, nu vom ajunge curând la un deznodământ benefic pentru oameni și pentru țară. Da, nu mi-ați spus totuși ce ați discutat și ce concluzii vedeți? Mai multe au fost subiectele pe ordinea de zi a celor care s-au întreținut. Important a fost să înțelegem care este opțiunea fiecăruia dintre aceste partide. Își doresc în continuare, iată, această politică sterilă făcută la televizor, pe alte tribune, sau își doresc rezolvarea problemelor țării. Așa cum menționa domnul Slusar, Platforma Demnitate și Adevăr este partidul care în tot timpul, în permanență, și atunci când s-au făcut jocuri politice la televizor și în alte timpuri, a militat, a muncit și a luptat pentru interesul cetățeanului, pentru interesele fermierilor, a pensionarilor, a medicilor, a pedagogilor, studenților, elevilor și așa mai departe. Sunt lucruri foarte importante care ne scapă în acest iureș de propagandă, în acest iureș de informații nu tocmai adevărate, și cred că un domeniu aparte este și cel care vizează părinții cu copii la școală. Iată, despre ei nu o să se vorbească în următoarea perioadă. O să se lasă. Toate televiziunile și toate posturile de radio vor fi preocupate probabil de aceeași criză, într-un fel artificial generat. Dar credeți că elevii, studenții, ar trebui să meargă în instituțiile de învățământ? Sau... Eu cred că guvernarea ar trebui să ia cele mai bune măsuri de asigurare a condițiilor de învățământ, fie fizic, fie online, astfel încât să nu ajungem peste o perioadă de timp cu generații mai puțin educate. Credeți că învățământul online va duce la... Cred că specialiștii sunt cei în măsură să decidă cu privire la formele cele mai bune de siguranță pentru noi, pentru toți, inclusiv pentru copiii noștri. Iar aceste măsuri urmau a fi luate încă mult timp în urmă. Ajungem până la 1700 de oameni infectați pe zi, până la 25 de oameni muriți sau morți pe zi, ca mai apoi să luăm măsuri. Măsurile trebuie luate în prevenție și nu post factum, post aceste tragedii. Da. Uite, cea mai mare problemă în Republica Moldova este că se întreabă politicienii cum ar trebui să fie gestionată criza. De aceasta trebuie să se ocupe specialiști. Încă în octombrie anul trecut, noi am spus că componența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică martie. Este una, în octombrie am venit cu proiectul deja,
este una defectuoasă. Acolo nu sunt pur și simplu specialiști în domeniu care să vină cu soluții pentru a gestiona pandemia, pentru a opri răspândirea ei. În octombrie am înregistrat proiectul să modificăm componența comisiei, astfel ca doar 50% să fie membri ai guvernului, iar 50% să fie membri ai specialiștii de la Universitatea de Medicină, de la Academia de Știință, de la Școala de Management în Sănătate Publică, dar și reprezentanți specialiști ai societății civile. Uite că din octombrie acest proiect tot nu ajunge să fie votat în relectura a doua. În decembrie el deja avea raportul Comisiei Sănătate și Protecție Socială pentru lectura a doua. Dar au început jocurile politice. Și avea decembrie, ianuarie, februarie, 3 luni de zile în care nu se întâmplă nimic cu gestionarea pandemiei pentru că unii se joacă în loc să votăm un proiect important și schimbăm componența acestei comisii. Și nu trebuie să expună politicienii cum trebuie să fie gestionat cum trebuie să fie gestionat pandemia. Asta este rolul specialiștilor. Am văzut ce s-a întâmplat anul trecut când am avut un oleacă doctor și tot așa se continuă mai departe. Haideți pur și simplu să susținem oamenii specialiști și să acceptăm deciziile lor, pentru că ei știu cel mai bine cum poate fi stopată răspândirea acestei pandemii. Mersi. Da, dar să clarificăm cu guvernul. Dumneavoastră vedeți posibil până la 1 aprilie să fie investit un nou executiv cu drepturi depline sau... Ce spunea domnul Vovc? Despre necesitatea modificării componenței comisiei, noi vorbim de la începutul pandemiei. În octombrie s-a făcut și un proiect în acest sens. De atunci până acum se puteau rezolva aceste probleme? Se puteau, dacă exista voință politică și consens pe această chestiune. La fel cu guvernul. În decembrie 2020, pe data de 25... 7 decembrie, 27 decembrie, la consultări. Nu, până la consultări. Am avut demisia premierului, nu-i așa? 23. Pe data de 23. Pe data de 27, noi am propus o foaie de parcurs. Platforma Demnitate și Adevăr, pe data de 27, a explicat foarte clar cum putem ajunge la anticipate, într-un termen mai scurt decât, cel mai scurt posibil prevăzut de Constituție și toate mijloacele de punere în aplicare a acestei foi de parcurs. Nu s-a ținut cont. Dacă de atunci până acum, iată că am pierdut câte două luni și... Se puteau face mai multe lucruri, se puteau. Îndemnul nostru, al celor de la Platforma Demnitate și Adevăr, este să nu mai facem populism, să renunțăm cât se poate de mult la acest populism steril cu care este intoxicată Republica Moldova și oamenii săi. Haideți să recurgem la lege, haideți să recurgem la Constituție, haideți să recurgem la cele mai eficiente mijloace pentru a ajunge acolo unde pretindem cu toții că ne dorim. Anticipate și rezolvarea problemelor oamenilor. Dacă vrem anticipate, să le punem să punem mecanismele în aplicare. Amânarea proceselor de la o lună la alta nu ne duce la nimic, decât la alți și alți morți, alți și alți infestați, nerezolvarea problemei în suficiente sau cu suficiență de achiziționare a vaccinului. Mulțumim pe această cale României pentru această donații de peste 21 de mii de doze, dar este insuficient. Noi trebuie cu toții să ne îngrijim de starea sănătății și a vieții oamenilor. Altfel, va veni timpul când oamenii vor alege, vor merge la vot și vor spune: domnilor, ați făcut politică la televizor, dar asta nu ține de foame. Politica la televizor nu ține de foame. Politica adevărată se face așa cum o face Liviu Vov, cum o face Alexandru Slusar, cum o face întreaga echipă a Platformei Demnitate și Adevăr, prin proiecte legislative, prin inițiative legislative și, bineînțeles, prin asigurarea că aceste proiecte sunt constituționale în Parlament și la Curtea Constituțională. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult și vă invităm și cu altă ocazie la conferințele Platformei Demnitate și Adevăr. Mulțumesc!